Iată o expresie pe care Mântuitorul Iisus Hristos o folosește ca împărat al vieții și al morții. Stăpân al vieții și al morții. Eu sunt în adevărul, calea și viața. Eu sunt învierea și viața. Evanghelia de astăzi face parte din categoria minunilor care se fac în discreție și fără zgomot. Dacă aici cortegiul care i-a adunat plânge un copil unic al mamei sale și mai mult o îmbărbătează pe mama care și-a pierdut feciorul, noi trebuie să ne ducem cu mintea de ce este preocupat Domnul Iisus Hristos de aceste generații, de fiecare în parte. Pentru că vedem că El spune așa întâi, lăsați copiii să vină la mine. Vorbește de prunci, din gura pruncilor și a celor ce sugă și săvârși laudă. Apoi vindecă o fetiță de aproape 10 ani pe fiica lui Iair. Apoi vindecă un flăcău cam desăvârșit, să spunem, adolescent, prematur, fiul văduvei dinainte, care e un flăcăuandru, să spunem, între 18 și 20 de ani. Și apoi vindecă un bărbat desăvârșit, matur, pe Lazar cel mor de 4 zile, fratele Martei și a Mariei, și la urmă înviază el, cel desăvârșit, moartea și viața, stăpânul vieții și al morții, cu moartea pe moarte călcând, și apoi odată cu el, cum spune Apostolul Pavel, nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului meu, dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Vă dați seama cam cât de concretă și de concisă este această expresie teologică, dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Sigur că și astăzi avem în inima noastră îndoieli că am putea învia, dar să ne aducem aminte că Sfântul Gheorghe a înviat un mort, să ne aducem aminte că Sfântul Spiridon a vorbit cu fiica sa Irina din mormânt și apoi s-a culcat la loc, și alți mulți sfinți, dacă ne aducem aminte chiar de Macare Egipteanu, când ucenicul s-a alergat prin pustie și a văzut un beduin rugându-se și îl bolovănea, arunca cu pietre în el și acela a pus săgeata în arc și l-a lovit. Iar Sfântul Macarie, apropiindu-se și găsindu-și ucenicul mort, s-a pus lângă beduin la rugăciune și beduinul a întrebat, dar de ce te rogi cu mine dacă eu sunt criminal și ți-am făcut rău ucigându-ți ucenicul? Eu mă rog celui care iubește lumea și dă viață lumii, nu cu tine, mă rog la Dumnezeu tău să te ierte pentru cele greșite. Și atunci beduinul a zis, păi hai să mă rog și eu să vedem un semn. Și după o vreme, beduinul zice, dar Dumnezeu tău te ascultă? Da, meu mă ascultă mai repede decât a tău. Și s-a pus beduinul la rugăciune cu Sfântul Macarie. Și Sfântul Macarie a ridicat mâinile aceea și a zis, Doamne, Tu ești învierea și odihna și viața dormiților robilor tăi. Ridică din moarte și pe acest tânăr nevinovat, nepriceput și neștiutor. Și n-a înviat. Dar însă, Macarie îi spune beduinului, poți să faci peste el creștinescul nostru semn? Și când a făcut cruce, mortul s-a sculat. De ce? Puterea crucii este de viață făcătoare, pentru că crucea a fost scăldată de sângele lui Hristos care a stat pe ea. Și a luat această putere de a da viață lumii. În clipa aceea, când a văzut beduinul că cel mort a înviat, a zis, înseamnă că Dumnezeu tău m-a iertat. Da, dacă l-aș învia, te-aș iertat și chiar te și iubește. Și aș putea să cred și eu în el cu mare plăcere. Deci, vedeți, acesta este un mod de a converti sau un mod de a aduce la Hristos fără constrângere sau interese meschine, cum mai vedem câteodată, că mă duc să-i fac la unul casă să vină la ortodox, mă duc să-i fac fântână să vină la ortodox, nu vii la ortodox dacă crezi în Dumnezeu, nu dacă primești. Hristos le-a spus apostolilor, mergeți și învățați toate neamurile, dar să n-aveți la voi traistă și două haine, nici bani, nici nimic. Unde intrați acolo să binecuvântați și acolo să și lucrați. Și într-adevăr așa a fost. De ce? Pentru că Mântuitorul când a trecut prin Nain și a văzut pe acesta
întristat și pe mama lui ruptă de întristare pentru moartea unicului său fiu, atât a făcut, a pus mâna pe coșciug, a luat fiul și a zis, îți zic ție, scoală-te. Și mortul s-a sculat și a început să vorbească. Deci actul de credință este un act de mare demnitate interioară în care omul se conectează direct la Duhul Sfânt și odată ce are pe Duhul Sfânt în el, poate face minuni. Când nu putem face minuni, nu avem pe Duhul Sfânt în noi. Și o să ziceți, dar preoții sunt hirotoniți cu Duhul Sfânt. Da, sunt hirotoniți cu Duhul Sfânt, dar harul e pe măsura darului. Unul ei s-a dat, cum spune acolo, sunt împărțite. Pe unii a pus apostoli, pe unii proroci, pe unii cu darul cârmuirii limbilor, cu altul cu darul învățăturii, zgonirii demonilor, duhuri necurate, cu darul priceperii duhurilor, adică să vezi de unde sunt și ce cu ele. Și nu toate darurile sunt la fel. Deci s-ar putea să te rogi și un mort să nu învieze. Și nu pentru că n-ai tu credință. Nu lucrează Duhul Sfânt, pentru că o minune este condiționată și de discreția sau de delicatețea cu care îți dorești să o faci. Dacă vrei să faci o minune, să arăți tu că ești ortodox și ești mare, s-ar putea să nu-ți iasă. Dacă vrei să faci o milă și o minune pe principiul milei Dumnezeu, s-ar putea să-ți iasă. Și de ce spun lucrul ăsta? Cunoașterea lui Dumnezeu se face numai din lucrare. Și aici am să mă opresc la o idee foarte sensibilă. Hristos fiind Fiul lui Dumnezeu, evident că avea pe Duhul Sfânt în el, că l-a sub din sânul mamei și Maria a fost plină de har și de Duh Sfânt când l-a zămislit și l-a purtat în pântece ca om și rob, dar în același timp este cuvântul lui Dumnezeu din veci, despre care chiar Tatăl spune, ei Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe el să-l ascultați. Ei, și mântuirea noastră depinde de aceste două vorbe. Acesta e Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe el să-l ascultați. Deci avem neapărată nevoie de a fi fii iubiți, pentru că dacă nu suntem iubiți de Dumnezeu, harul nu lucrează în noi, este un har steril, doarme, vegetează, stă în depozitare, deci nu face lucrarea harismelor, pentru că harismele nu se dau la întâmplare. Ne oprim la o idee foarte înaltă și sensibilă pe care am găsit-o eu într-o istorioară și convinge cel mai mult ceea ce spune Evanghelia de astăzi. Întâi eu iau finalul Evangheliei, că restul n-ar rost să repetăm, a citit preotul Pericop, ați fost atenți. I-a spus femeii nu mai plânge, a atins sicriul, s-a sculat, a început să vorbească, dar noi luăm finalul. Atâta frică i-a cuprins pe toți, că toți slăveau pe Dumnezeu zicând, proroc mare s-a ridicat dintre noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Am pus accentul pe ideea de proroc și de om mare și de om iubitor de Dumnezeu, pentru că a reușit să uimească masele care erau adunate la mormântare cu o minune atât de simplă. Azi, dacă am vedea cu un mort să ridică de pe targa la salvare în urma resuscitării sau a unei adrenaline sau unei heparine făcute de medic, o, așa a făcut actul medical cum trebuie. Dacă n-a înviat, e malpraxis. Dar și asta este o minune, ca viața să se întoarcă în trup prin metode științifice, că avem darul științei sau darul cunoașterii. Există între harismele Duhului Sfânt și darul cunoașterii la oamenii harismatici sau oamenii care au anumite calități din astea. Poate unul e cel mai tare croitor, poate unul e cel mai tare cercetător, poate unul e cel mai tare neurolog, poate unul e cel mai tare chirurg, poate unul e cel mai tare nefrolog, unul e cel mai tare cardiolog. Deci tot harisme se numesc. Eu mă întorc la ideea mea. Slăveau pe Dumnezeu. Iată cum îl putem slăvi pe Dumnezeu și cum nu îl putem slăvi pe Dumnezeu. Se duce un misionar într-o țară din asta de sălbatici care dorm prin colibe, oameni simpli, care trăiesc în virtutea biologiei, se mulțesc, trăiesc, există, mănâncă și duc specia mai departe, ca să folosim un termen din acesta biologic, de biotop, de ecosistem.